Ani de zile s-a luptat mama lui Alex să afle cum să-și recupereze fizic fiul care sufera de o afecțiune gravă. Când a conștientizat pe baza numeroaselor analize medicale că este imposibil, a decis să-l integreze în societate. La o vârstă destul de fragedă, în jur de 4 ani și ceva, 5, când am descoperit că Alex are de fapt o problemă genetică și indiferent ce aș fi făcut, mai mult decât să mențin o anumită stare de sănătate, n-aș fi reușit să obțin. Și atunci, cred că într-un fel a fost problema mea ca mamă să-mi liniștesc conștiința că totuși fac tot ce trebuie pentru el și m-am îndreptat către viața socială. Decizia și ajutorul mamei au fost decisive pentru viitorul lui Alex. L-au ajutat să-și dezvolte calitățile și să se numere tot timpul printre premianți, iar acum la BAC a demonstrat că aprecierile profesorilor erau corecte. Cu acelea subiecte ca orice licean de la profilul teoretic, beneficiind doar de timp suplimentar, Alex a trecut examenul maturității cu media 9,05, o performanță excepțională. Cine te-a ajutat cel mai mult și cel mai mult să ajungi la o astfel de performanță, Alex? Mama, crederea ei. Și profesori și toți care au fost în jurul meu. Și, bineînțeles, Dumnezeu. Este dovada vie pentru noi că personalitatea omului este în creier. Și că dacă un om are tăria și voința și puterea să-și propună să realizeze cu el anumite lucruri, va reuși acest lucru, firește ajutat, așa cum este cazul lui Alexandru, de către familia sa, în special de către mamă, care l-a adus zi de zi la școală. Ca elev, un elev foarte bun, un elev care nu se mulțumește cu informația primită în clasă, care studiază, citește mult în particular, și care, spre deosebire de alți colegii ai lui, era deschis dialogului, ridica probleme, era dispus să dezbată anumite teme cu profesorii și era o provocare pentru fiecare dintre noi. Și în clasa a 9-a și a 10-a și a 11-a a avut premiu, de câte mă amintesc eu. Deci a fost în permanență unul dintre premianți. Iar între a 12-a, premiul întâi l-a luat o fată cu media 10, 2, 9 și ceva, după care el 3 și câteva mențiuni, până la media 9 și ceva, 9,50 parcă. Alexandru este dovada vie, palpabilă, pentru o reușită de succes. Alexandru este un model pentru noi toți, pentru toți copiii, chiar și pentru toți adulții, din, nu numai din țara noastră, de pe mapa mond. Este un luptător, un învingător, un mare campion. Lupta lui Alex cu societatea românească, bântuită de reminescențele trecutului, în care oamenii cu dizabilități sunt văzuți precum niște oi negre, nu se oprește aici. Vrea să se integreze cu adevărat în societate și să urmeze o facultate. Ce mai aproape de mine este Craiova. Ce anume? La Craiova. Asta merg tot pe domeniul meu. De specialitate, adică să fie om. Fie aici, fie pe partea de comunicare, undeva, relații publice, și așa mai departe. Ori pe jurnalism, ori pe drept. Tânărul din Caracal nu este doar un elev strălucit, ci și un pasionat de literatură. Arta scrisului l-a ajutat să evadeze din cotidianul cenușiu și să-și lărgească orizontul cunoașterii. Măști este volumul de poezie pe care l-a și tipărit și este și coordonator al multor altor lucrări.